Timp de 4 zile, bărbatul a fost ținut fără apă și mâncare. Говорит мне, оденься до пояса. Я оделся до пояса, он взял плетку и начал меня избивать. И говорит, иди, попробуй убежать, тебе еще хуже будет до реанимации, одно, второе. Вот. Иди, давай работай. Я пошел работать, и он издевался, не кормил нас ничего. Pentru că nu și-au văzut fiul de mai multe zile, părinții victimei au alertat poliția. Единственная просьба, пусть не угрожают и не подходят и не откупляются. Если человек пострадал, пожалуйста, если он нарушил закон, тоже пусть накажут. Но бить и избивать в наше время довольно стыдно. L-am căutat pe directorul școlii de hipism la serviciu și nu l-am găsit, nici la telefon nu ne-a răspuns. Poliția a confirmat că bărbatul sequestrat are urme de bătăi pe corp. Când în urma unei percheziții, partea vătămată a fost depistată la domiciliul bănuitului. Cazul dat a fost pornit de două cauze penale, una pornită pe articolul 168, răpirea unei persoane, cealaltă pornit pe articolul 164, muncă forțată. Dacă proprietarul școlii de hipism, care administrează și alte afaceri în Bălți, va fi găsit vinovat, el riscă până la 7 ani de închisoare. Oamenii legii nu exclud că astfel de cazuri au avut loc și anterior.